Comuna Dârlos s-a îmbrăcat la sfârșitul săptămânii trecute în haine de sărbătoare. Din acest an, ziua recoltei și expoziția de animale au fost organizate în centrul localității, acolo unde atmosfera a fost foarte animată încă de dimineață. Foarte mult m-am luptat să mut locația de acolo, să venim din câmp în centrul comunei, că aici e locul culturii. Ne bucurăm de proiectul susținut de Consiliul Județean și de domnul președinte, Zilele Culturale a județului Sibiu. Îi mulțumesc din suflet că susține acest proiect și noi suntem aproape de dânsii. În primul rând sunt mulțumit de timpul care este și lumea, văd foarte multă lume mulțumită și sperăm că până la urmă va ieși bine și va avea continuitate și la anul. Printre invitații prezenți la Dârlos au numărat prefectul de Sibiu, președintele Consiliului Județean, dar și parlamentarii Viorel Arcaș și Gheorghe Roman. Vreau să felicit comunitățile pentru felul cum au reușit să obțină recolte destul de bogate, pot spune chiar deosebit de bogate, pentru că este o bogăție. Ieri a fost Festivalul Verzi, am văzut foarte multă varză, foarte multă ceapă, foarte multe legume, iar astăzi văd o bogăție deosebită de varză, legume, în general ceapă, morcovi, ardei, gogoșari și vreau să spun că munca oamenilor se reflectă în bogăția produselor. Eu cred că obiectivul principal acela de a promova folclorul autentic în fiecare zonă, să-i vedem pe junii Sibiului, absolvenții Școlii Populare de Artă, Filarmonica s-a atins, dar eu cred că și obiectivul acela de a încuraja turismul prin cultură și în toamna aceasta și zilele recoltei în fiecare localitate, astfel încât producătorii pe o recoltă bună, să spune anul acesta, să-și poată desface produsele, iar cei care vin la zilele culturale, fie din Mediaș, fie din Sibiu, fie din alte localități, să poată să-și cumpere varză, morcov, cartofi și așa mai departe. Este o zi frumoasă de toamnă, nu pot decât să-l felicit pe domnul primar pentru că a organizat această manifestare. Faptul că astăzi în Dârlos este și conducerea Consiliului Județean reprezintă un lucru extrem de important pentru nordul județului Sibiu. Asta înseamnă că nordul județului Sibiu se bucură încet încet de înțelegere și de sprijin. Mult succes organizatorilor astăzi de ziua recoltei aici la Dârlos. Este o combinație foarte bună dacă vă uitați între agricultură și cultură, că a fost pe scenă. Și o zi foarte frumoasă care este astăzi și zic că sunt lucruri foarte importante pentru fiecare comunitate și pentru noi în general. Am avut, într-adevăr, un an bun agricol în toată țara și la noi aici, iar inițiativa cu zilele culturale ale județului și la Consiliul Județean este foarte bună și totul se transformă într-o zi frumoasă de distracție până la urmă și de prezentarea produselor la fiecare producător.